nu mi-a fost rușine de muncă. M-am dus și cu ziua și cu unde am găsit, acolo m-am dus. De la 20 de ani am început așa. Am fost 6 copii. 6? 6 copii. Și pe timpurile alea cum era atunci, am fost mai amărâți. N-am școală. Nu știu să scriu, să citesc, dar am țiu familia. Sunt șocat de ce am aflat. Ioana n-a făcut școală, nici ea, nici frații ei. Mi-am crescut copii, m-am chinuit. Simțeam dezamăgire, nu neapărat regret, ci dezamăgire că cred că i-ar fi plăcut și ea vede minusul care îl are în momentul de față, care încă nu a fost închis ca și capitol. Fata are 8 clase și băiatul 9 a făcut, dar cred că tot diploma de optică. Îmi pare rău, pentru că trebuia să termine și el. Era la mecanică. Cel mic mi-aș dori să aibă un liceu. Încă ăsta mare a zis că el cheltuie cu el, el îl lasă acolo să facă liceu, să facă tot. Povestea de viață a Ioanei l-a luat prin surprindere pe CEO-ul Dan Isai. Profită de pauză pentru a o cunoaște mai bine pe șefa lui pentru o zi. M-a impresionat. Te căsătorii de tânără la 18 ani? 18 ani. Ai făcut cu munca și cu ăsta înainte, n-ai apucat să... După aia direct cu copii. Și pleci acasă, aceeași treabă faci acasă, aceeași viață. Aceeași. Te-ai gândit vreodată ce ți-ar fi plăcut să faci? Dacă ți-ai alege ce vrei tu și să fii unde vrei tu? Cred că plăcea mai mult să văd așa lumea. Nu am fost nicăieri decât acasă, la servici și atât. Concediu ce am avut acasă, tot acasă am stat, am făcut treabă. Pe la noi concediu. Și cu copii n-ai reușit să pleci într-un concediu cu ei împreună să stați? Nu. Pentru că mă gândesc la ziua de mâine. Dacă iau acum salariu, trebuie să-mi ajungă salariu până îl iau următoarea dată.